s-a făcut plinul la apă. Calendar old school. Ieșim să facem o baie la ora 10 dimineața. Arde soarele în ultimul hal. Biletul de întoarcere trebuie să vii să ți-l ștampileze. Să alegi ora. Haide. Ultima barcă la ora 4. La 9, la 10, la 1 și la 4. 4 bărci pe zi. Locali cu prăjituri. Mandala. Un chec de s-aș băga parcă. Checul mega dulce. Măcare, cum se zice, cu fost. Am mai luat odată unul și era super tare. Așa chiar în ala, nu? Să mai ceva la umbră, să mai în față. Mai fac. Leagă în liber. E super chill locul, poți să pui pe orice leagă, pe oriunde vrei, tu nu vine nimeni să întrebe nimic, să te combine la mâncare, la băutură. Wow, este o căldură la ora 10. Să începem cu pește. Cu bere, frigăruie de legume, cartofi, orez sau pâine. Wow! $5! Check this out! Un ton imens și un barracuda. Ne-am pus în cap de mâncare. Locul e foarte tare pentru că ai niște scaune foarte confortabile, de tolăneală. Ador pe pământ. S-a bucurat ăla. Este timpul să ne virăm după această insulă minunată. A fost cel mai drăguț loc de până acum. Au oamenii ăștia niște scări, ai impresia că o să cazi din cap foarte înalte. Se așteaptă turiștii. Scuterele pregătite. La ora 9 ajunge barca. Peștele proaspăt de dimineață. Ce? Când îți pare rău că pleci dintr-un loc anume, înseamnă că ți-a plăcut mult locul. Așa ne-a plăcut și nouă acest loc. Și
cine că îmi pare rău că plecăm. Sau au trecut zilele super rapid. Trebuie să confirm cu o zi înainte. Azi a fost barca plină. Am ajuns în Sihanoukville. Acum trebuie să luăm un bus spre Pompeii. Și acolo să ieșim să îl căutăm din terminal. Putem să întrebăm și aici în dreapta. Uite busul. Ne-am luat și bilete cu $13. Biletele aici sunt $15, noi am dat 13, că am negociat acum la 11. Acesta este busul. Asta este programul în Pompen, $15, dar se poate negocia la 13. Da. Să începem cu meniul zilei, porumbul. Porumbul local natural. Câte ca face legea? Da. Am plecat la 11:20, să vedem la ce oră ajungem. 200 de kilometri până la
înapoi în Phnom Penh. 3 ore. Super, super rapid. Preț. Download Utopia peer-to-peer. Ce-o fi asta? Am ajuns foarte, foarte rapid. Ai făcut din arme. Ce ofere. Comandarul păcii făcut din arme. $1. Să schimbăm niște euroi, mălaiu. Popas de coconat. Ne-am luat cazare vis-a-vis de Royal Palace. În centru, centru. La palat. Etajul 3 cu 12 euro pe noapte. 12 lei. Să nu zici care lift. Da. Când mergi la un masaj ieftin, ai grijă la telefon sau alte bunuri. Portofolo. Sephora. Asta e camera. Ce l-ai deschis? Cam varză. Varză total. 12 euro. Camera cu vedere la Royal Palace, în față. Nice. Hai pe gustări. Și scaunul împăratului. Ce clădire interesantă. Bodia. Înapoi la Gândăcioi. Tarantule. Royal Palace. Ceva gândaci? Cel mai de lux lucru din Cambodgia, cel mai de lux aperitiv pe care obișnuie să-l mănânce este bird nest. Cuibul de păsări. Cuibul de păsări. Este un cuib care e o delicatesă. Ajunge în țările asiatice. Ajunge până la 10.000 de euro. Am văzut și în supermarket prima oară un coș plin cu nest de, cu bird nest și nu știam ce e, că practic era și foarte scump, vreo 70 de euro, după aia ne-am uitat pe net și am văzut cuib de pasăre, dar nu orice fel de pasăre. Și ce că dă nu știu ce proprietăți, care calciu, minerale. Hai să vedem cum trecem strada, pe trecerea de pietoni. Aha, ca broaștele.
țări și hap. La Broscani. Hello. Do you need a boat? No, thank you. Yes. Yes. 2 minute porumb, am mai băgat încă 2. Mai devreme în padron. Înapoi pe faleză. De unde poți să ții street food, gustări. Sau să te plimbi cu barca. $3. Sau un nou copt. Copt. Night market. Piața localnicilor. Să ne luăm niște fructe. Ah, ba da, uite aici pui, pe dreapta. Aulă, pui. Pui și carne. N-am nimeni bine. Da, să ținem drept. Oh, shit. Să ne luăm niște fructe. Jackfruit. Să ne aprovizionăm cu niște fructe. Zătoare. Să începem cu longani. Coffee și juice. Am zis? Cam așa arată un coșug. 780 de sau 1780. Wow. Părulețe și locuri de agățat. Trebuie să vedem ce și-a Western Paper de aici. De la tatianul ăsta. Fresh, nu? Fresh picant. Ceva ofrande pentru zei? Și locul de mâncare, ceva mai tradițional. Curi, 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 curi. Hainuțe, hainuțe. Marfa chinezească. Pornhub, un fel de Pornhub, dar făcut sub altă denumire. Rodisam. Tricolor Sims. Tricolor Sims. Sunt pe o grămadă până te hotărăști. Îți ia ceva timp. Rice and curry cu orezul, $4 în pompen. S-au dus prețurile mici de pe Instagram. Street art. Hei! Fătița! Păzește apele. Royal Palace. S-a făcut și curat. Înghețata localnicilor la Royal Palace.
locul unde se pozează enorm de mulți oameni. Până la urmă a fost foarte bun acest loc, ne-am panicat degeaba. Că arată cam dubios, dar a fost bun. Doar câteva furnici în pat. Furnici și patul stilul barcă. Am dormit ca... ca pe o șalupă. A fost ok, că am avut și loc de uscat hainele. În tripul din Cambodgia am stat o lună de zile aproape, 26 de zile, cu 1150 de euro, două persoane, cu avion inclus. Să începem cu un coconut. Mergem spre aeroport, ne luăm adio de la Cambodgia. Mai avem o noapte de stat și am luat cazare fix lângă aeroport ca să putem să luăm avionul mâine dimineață. Mamă, și ce bună sunt! Ca un aperitiv crispy, ca niște păstăi așa. Să nu crezi că ăsta este un magazin de haine, ci este o spălătorie. Busul numărul 3 ajunge la aeroport și se poate lua de lângă Central Market, piața centrală. 1500 de riali, scrie jos, spălătorie. That's fair. 8:30 seara, ultimul bus. Până la 8:30 seara este disponibil serviciul public. Busul. Bagă-te. Asta e omul cu care am venit, cred că. Da, ți-ai ieșit la aeroport, înainte. Tu, aeroport? Aeroport. Yeah. Super simplu. Mai puțin de $1 pentru două persoane. Cât vine? 70 de cenți. Am coborât vis-a-vis de aeroport și am sărit porumbul în cale. White House Guest House. Pentru 10 euro pe noapte lângă aeroport, cu aer condiționat, și eram avut aer condiționat, plus baie, uite că lumea e baie, nu? Da. Aha. Bună idee, nu? Wow. Poate și o micuță din... Ce frumos! Ah, în partea asta era. Ia ce idee interesantă, nu? Ai camera așa și bam, ți-ai făcut baia. Frumos. Bam, baia. Cu geamuri. Bună ideea asta, nu? Și te uiți din WC-ul în pat. Fiecare cu punga lui, a? Porumpul, nu putem să ne abținem, am mâncat deja doi, mai mâncăm doi. Când îți vin la nas, n-ai cum. Am nimerit într-o zonă lângă aeroport, un cartier chinezesc. Nu mai vedem prețurile în... În dolari. În dolari, direct în, scris în, în chineză. Mamă, mașina de femei. Uitele. Red Bull la sticlă de sticlă sub 2 lei. N-am mai băut Red Bull de ani de zile. Și când l-am văzut la sticlă, am zis, ah, n-am cum să mă abțin să nu-l iau. Să văd despre ce e vorba. Legume la grătar și tofu.
cu surimi. Dulciuri, dulciuri la greu. Orezul dulce. Ultimul desert, 2 coconați plus orezul. Ultimul desert din Cambodgia.